Doamnelor și domnilor, începe Cronica Cârcotașilor cu Găinușă, Bebelușele, Dezbrăcatul, Mistrețul, Puștiu, Frubaru și trupa Jukebox. Bara, 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 bere, bere, bere. Ce dansuri, ce muzică, frate, ce vorbești, mă, deci fii atent, trupa Jukebox! Trupa Jukebox, nunți, botezuri și alte ocazii speciale. Îi găsiți pe site. O să vă arătăm pe parcursul emisiunii și alte chestii pe care le poate face Dezbrăcatul, pentru că el atunci când a fost mic, pe lângă faptul că a fost talentat, a fost și bolnav. Ei bine, Cronica Cârcotașilor! Da. Astăzi la Cronică. Cu bune, cu rele, a început școala. N-a fost foarte plăcut. Liberté, égalité, mais non țiganité. Mergem în Franța, ne dă 300 de euro. Avem cele mai bune bâlbuțe de tembelizioniști. Bună dimineața din nou! Deci eu am băut lapte de la vaca naturală. Și avem și o nouă culme a ajutorului social. Hai, du-te de aici, lasă de parte. Vine topul rușinică. PSD are soluții pentru orice, mai puțin pentru privatizări, curs valutar, șomaj și, în general, economie. Și vine și o prințesă cam dezbrăcată. Da. Avem o nouă făcătură, asta emisiune, mă. De ce mă te-ai purtat frumos cu femeie? Zi-mă! Vine un piperian poponofob. Eu știu că așa s-a vorbit în București. Și vine și un viitor președinte. Dan Senzaționescu, în direct, înregistrat și în reluare. Descară de bloc. Vedem câteva viitoare foste neveste de fotbaliști. Am silicone. Vedem celebrul duo. Ah, nu. No. Pot eu să-mi iau și mașină, să vă plimb cu mașină? Da, așa, nu? Da. Și la final ne cântă Mandinga. Bună seara din nou! Bună seara, sărbuna tuturor! Câte materiale, câte lucruri avem de vorbit în această seară. Aș vrea să salut prezența în stâlul nostru păros al emisiunii noastre, domnului... Cristian Frubaru, nu? Exact! Seamănă cu Frubaru. Bună seara, domnul Cristian! Cristian, o să vedeți ceva mai târziu. El este însoțit de o tânără speranță, pentru că nu e așa, orice bătrână speranță trebuie să aibă lângă el o tânără speranță. Rock and roll! Să sperăm că măcar tânărul confirmă. Ei bine, Bebelușele confirmă la dans. There she goes, looking like a star, with her body shaped like a rock guitar. There she goes, like a shooting star, make you wanna play, makes all the boys them say. Bravo, Bebelușa! Bravo! Bravo! Aceea a fost Ioana care și-a arătat, și-a așezat șurghița de răraca și cealaltă este Cristina, dar le cunoașteți foarte bine de mult timp, pentru că și ele au căpătat experiență în Cronica Cârcotașilor. Auzi, Mișu, îmi stă bine vrabia la gât? Da, e foarte frumos, să mulțumim Adinei Buzatu pentru vrabie, a mea mă strângea puțin și... Ei bine, vorbeam despre Bebelușe, ele au terminat cu școala, dar...
Din păcate, școala românească nu a terminat cu noi, dar nu mai are mult și ne termină. Eu dacă n-am făcut-o, nu știu. După cum știți, luna trecută a început pentru toți prichindeii școala. Și pentru cei prichindei care merg în clasa 0. Toate bune și frumoase, dar unii copii au avut parte la inaugurare de balaur, de aviator. Ia să aud, din ce sunt îmbrăcat? Știți cum erau aviatorii? Curajoși. Ia să aud, cum erau? Ce crezi tu că trebuie să faci ca să fii primar? Eu cu minte. Nu cu minte. Trebuie să fii ca aviatorii. Cum să fii? Curajos! Apropo de politică, și politicieni au fost copii, deși pare improbabil asta. Iată-i cum s-au simțit în prima zi de școală, că de dragul voturilor țin minte tot, chiar dacă pe alocuri au mai uitat din ele. Momentul în sine e foarte viu, pentru că o strângeam pe mama de mână atât de puternic încât aproape i-a dat sângele. Îmi amintesc de prima zi de liceu aici, la vremea aceea de Șincai. Eram un copil venit de la țară, am fost întâmpinați prin același pod de flori, care mi-a trezit emoții suplimentare. Evident, în momentul ăla, atunci, careul era cel mai important. Dar emoția de a intra într-un colectiv și de a te așeza într-o bancă era o emoție destul de mare. Foarte multe emoții, trezit foarte devreme, cu mama de mână. N-a fost foarte plăcut, așa. Pentru fiecare dintre noi, prima zi de școală e un moment foarte important al vieții. Revenind la clasa 0, premierul Mickey Mouse Ponta a deschis anul școlar la el în circumscripție cu o promisiune. Faimoasa deja clasă pregătitoare, clasă pe care însă de anul viitor o văd necesară și utilă, dar tot în cadrul grădiniței, nu în cadrul școlii. Da, ați văzut pe... De la școala elev, clasa 0 te bagă la grădiniță. Poate vă întrebați ce este aceea clasă pregătitoare. Auzi, Mișu, eu mă întreb, da? Eu mă întreb și ce e aia clasă, că la cât de frig o să fie în școală, nu e clasă, e iglu, frate. Ei bine, am identificat cum sunt pregătiți în pregătitoare bieții copii. Mă lași pe mine, da? Să citească. Da. Fumatul poate cauza canci de un foc. Poate să scrie hai steua mitică la brușcărie. Poate să socializeze cu alți copii. Dacă mi-o arăți pe a ta, ți-o arăți? Să aibă idealuri și aspirații înalte. 3 milioane doză, e mult? Clasa pregătitoare obișnuită. Așa, stai. Nu aplaudați, că nu-i nimic de aplaudat. Nu vreau să mă gândesc cum e clasa pregătitoare la Jean Monnet. A, fie de aici. Auzi, păpușe, chem șoferul să te scot la un topogan. Fiindcă s-a dus educația pe tobogan. Apropo, se scrie cu B, nu cu P. Ce porvești, mă! Țara care a impus celebrele cuvinte liberte, fraternite, egalite, mo, ar vrea egalitate, dar nu și pentru țigani. Așa că i-au pus pachet pe avion, le-au dat 300 de euro și i-au trimis în țara de origine. Foarte bine, ne-am găsit de lucru, uite înapoi. Da, nu, gata, nu mai merge, gata. Te întorci după aia iarăși? Normal. Păi dacă acolo merge furat. Merge cerșit. Nu faci bușcări, faci 24 de ore și îți dă drumul. Dacă nu-mi dă statul român de lucru, mergem în Franța, ne dă 300 de euro, vinem acasă, stăm două luni de zile, o sau o lună și mergem înapoi. Preocupată de soarta romilor de la noi din țară, Franța și-a trimis niște miniștri în vizită la Balaoache și de pe lângă Oradea. This is the house that 26 people are living in two rooms. La plupart des Roms qui sont en France ont vocation évidemment à revenir dans leur pays d'origine. La France a une politique. Nous évacuons les camps illicites, nous reconduisons à la frontière, nous luttons contre le crime organisé. După cum știți, romii, dar noi credem că sunt țigani, sunt foarte primitori, așa că au strigat Vive la France, mu! Și le-au pregătit francezilor un cadou, ciocolata cu rom. Avem o ciocolată care ne reprezintă. Et nous avons un chocolat qui nous représente. Autentic,
C'est authentique. Rom. Merde! Mais oui, merde, merde, dar bine că am scăpat de ei, nu? C'est merveilleux! Merveilleux! Alo, frățujilor, s'il vous plaît, messieurs, nu ne ajungem alaiu, noi ne întoarcem! Mais non, c'est pas possible! Mais non! Merde encore! Merde, merde, dar problème s'est résolvé, le gitan rămâne en Roumanie! Ah, oui. Messieurs! Zice Piranda că tot n-ajunge. Păi n-ajungem în cavaș, mergi voștri. E scumpă benzina la Mărțean. Hai ne întoarcem la Paris, mă. Hai, fă, hai. C'est normal, merde. Le vion, monsieur ministru, să se răzgândească. Hai. Alo! Băi, franțuși, bă! Ei, nu ne ajungă! Monsieur! A tăiat-o, chitroșii. Lasă-l, nu-i mergem noi la Paris. Francez de merdă. De merdă, de merdă. Bă, acum lăsând toate astea la o parte. Păi nu sunt și ei cetățeni europeni? Absolut. Păi n-ați văzut, măi, Europa mare, în piață de desfacere? Nu trebuie să fie în piața de desfacere și niște clienți în piață? Da. Noi o să trecem la bebelușele noastre, mult, mult mai civilizat. O spus să mă să bea o bere? Da, da. În această seară, doamnelor și domnilor, și tot într-o mare formă, într-o formă de rocker, este colegul nostru Cristian Hrubaru, pe care îl invit aici, dar nu singur. Cristian, împreună cu alături de el este mare viitorul. Data trecută ați văzut cum acest băiat, acest băiețel a primit această chitară, sau cum îi spui, Mihnea. Cum spui tu? Îl cheamă Mihnea. Da, Mihnea. L-a prezentat, dar cum îi spui la chitara asta? Cum se numește ea? Fendă. Cum? Fendă. E o fendă. E ca un fel de fendă, așa cum... Ai cântat ceva la ea, Mihnea? Da, mult. Serios? Da. Cam ce ai cântat? E vreo două, trei piese așa. Lasă-mă papa la mare, ia să vedem. Lasă-mă papa la mare. Nu, cum ea zi, noi știm cu rocu, mă, frate, nu cu papa la mare. Dar putem să demonstrăm, ne lăsați? Da. Sigur că da, ia să l-ascultăm pe Mihnea. Hai să vedem pe scenă. Aplauze și curajări. Aplauze, Mihnea, curajări, hai, ține-mi pumnii. Videoclipul ăla, dacă pot să vin cu acea, te rog frumos. Dacă ai văzut videoclipul ăla cu Michael Jackson, n-ai văzut? Cu scaunul. Tot așa cânta și zicea: "It's enough! It's too late!" Late. Și bagă boxele. Mihnea, când o să ajungi la vârsta de 60 de ani, exact cât are Hrubaru acum, o să ai și tu pleata la fel, lungă, albă, frumoasă. Da, și probleme cu mătreața, dar mă rog, nu-i spunem de pe acum.
Cristi, vrei să-l vezi ceva, să-i spui ceva, să-l îndrumi? Știe deja, știe chiar foarte multe pentru un puș de 10 ani. L-am cunoscut la un concert pe care l-a susținut în Mama Veche. El sau? El. Și te-ai trezit tu să te uiți la concert? Da, m-a abordat într-un mod foarte mișto și de atunci am rămas prieten. Uite, a primit și chitara asta de la Rock FM, de la Cronica Cârtocașilor. Bravo, vă mulțumim! Și noi foarte mult, cei doi mari rockeri ai Cronicii Târcotașilor, Cristi Hrubaru și Mihnea. Noi să trecem la alt moment cultural al emisiunii noastre, Cronicuța Culturală. Cronicuța Culturală. Bună ziulica, dragă domnule, sunt Coriolan Nepriceputeanu și la cronicuța de astăzi vom vedea ce fac artiștii când n-au ce face. Sculptura în fân pe schelet metalic e un fel de babă cu chilos de tablă galvanizată, călare pe jumătate de iepure șchiop și copt. Melcul Codobelc, pompos numit Spirala Timpului, ne demonstrează ce fac unii cu fânul sărmanelor vaci, rămase cu ochii la lucrare, ca vițelul la sculptura nouă. Băi, nene artistule, matale știi că un balot de lucernă uscată a ajuns la 25 de lei din cauza secetei? E ca și cum marele Brâncuș ar fi scos bordurile din granit să le sculpteze. De fapt, stai, că le-a scos altcineva, a pus dalea chinezești și granitul l-a făcut nevăzut. Aia da, artă! Da, probabil autorul a ajuns la vârsta ingrată, dragă domnule, la care fânul nu se împarte cu țărâncuțele, ci cu arta și talentul. Singura problemă mai gravă e cu căpușele. Admiri ce admiri grozăvia și te trezești cu mâncărimi total neartistice. Până ce rumegăm arta artistului necunoscut, vă urez la revedere și un praz verde la balot. Cronicuța culturală. Foarte interesant, da. Mi-a plăcut asta cu fânul. Mișul știe cât e un balot de fân, fiindcă are ponei la cheia. Trebuia să spui tu chestia asta. Ce? Cât? 2 milioane. Hai, mai dă 2. Hai. Scump, dar merită. Așa, acum după momentul de publicitate, trecem la consoane și la vocale. Care sunt ele și care sunt celelalte? Da, ai dreptate. O să mai iau bere. La emisiunea de un real succes pe scara blocului, unde Vârciu Manelistu se face de rahat la propriu, am văzut multe, dar asta cu rahatul e chiar în top. Numai că rămâne în top! Ia de m-a făcut knockout cu rahat! După ce asistenta a râs și și-a făcut numărul, trecem acum la invitate. Tute din toate punctele de vedere. Consoana să fie... Udin. Cum mă consoana e una? Cum mă... Vezi că nici eu nu te pot ajuta? Da. Consoana U. În ce limbă? U. În africană. Ce înseamnă în africană U? Tu. Libido. Dragă Loret, nici nu aveam pretenția să știi care sunt vocalele, dar, de exemplu, sunt vocale. Și e un fel de da compus din vocale și consoane. Credeam că trebuia să consoana, stau dură. Hai cu consoana. Alea au fost. Consoanele alea de acolo au fost, da? Și tu ai zis o. Vreau să zic, nu mai pot să fost, zic. O n-a fost, ai dreptate, o n-a fost. N-a fost tot, da? Ai mă, Liviu, mă! E vocală! Realitatea TV, când are probleme legate de meteorologie, îl scoate de la naftalină pe Abraham Buritul ăla ochelarist care nu știe pe ce lume este. A cui pile ești, mă? În ultimele 24 de ore am înregistrat temperaturi în general peste 15 litri pe metru pătrat în mare parte din țară. Temperaturi de 15 litri pe metru pătrat? Ce ai avea în cap, mă, băiatule? Că pe nas văd, ai ochelari. Am înregistrat temperaturi în general peste 15 litri pe metru pătrat în mare parte din țară. La Antena 1 avem pe domnșoara Octavia Geamănu, care a luat locul lui Andrei Berecleanu, plecat cu ceva treburi la guvern. Bun găsit în dicționar la cuvântul aroganță, veți găsi o fotografie cu un polițist care a devenit mai celebru decât plutonierul Căpușă, Căpșună. Era normal să zică de Căpușă, că doar a fost un an de zile subiect la modă. În dicționar la cuvântul aroganță, veți găsi o fotografie cu un polițist care a devenit mai celebru decât plutonierul Căpușă, Căpșună. Iată acum o domnșoară foarte sănătoasă și care face mult fitness, ocazie cu care este înjurată de toate fetele Rubiconde din platou. Așadar, tantea asta nu bea
bea lapte de orice fel, ci doar din acela provenit de la o vacă naturală, tu. Am băut lapte de la supermarket. Nu, deci eu am băut lapte de la vaca naturală. Fata dragă, nu fi tristă. Există și un lapte nenatural venit de la o vacă MOV. Acum îl avem pe el, doar pe el, domnul Alupei de la OTV, viitor portar șef la Old Kim, care e foarte talentat. Cântă la tuburi. Totul, gunoaie, borduri, bucăți de țel. Ia uitați, corupția. Ia să cânt la tulnicul corupției. Unde e corupția? Unde-s banii țării? Plecăm la lună, domnule. Să știți că domnul Alupe este genial. Da. Genial. Vorbește cu câini, se ceartă cu cetățenii, cântă la tub de plastic și toate astea, toate astea pe gratis, pe gratis. Cum nu e plătit? Păi, cu ce? Știi de când strânge Diaconescu bani pentru Old Kim? Uite, așa, a început ca mine, uite, vezi? Dar tu pentru ce strânge aici? Cum pentru ce? Pentru Sidex. Sidex? Da. Stai așa. Gata, putem să-l luăm, hai. Mulțumim foarte mult. Dacă vreți să câștigați ceva mai mult decât este în acest borcan pe care, apropo, domnul Nicu de la Recuzită, când strângi banii, trebuie să-i faci aici așa o găurică să poți să bagi banii prin el. Păi nu, că îl pune pe pâine. Nu, dar îl folosește la zacuscă după aia și de-aia n-a vrut să găurească capac. Deci dacă vreți să câștigați mai mult decât e acolo, adică un aparat de fotografiat, atunci trebuie să ne trimiteți la cărcotașii.ro. Mi-a zis mistrețul la rubrica aia specială de semnalizări de gafe și aia, spui la lume acolo. Că parcă eu știu ce să spun la lume acolo. Bine că mi-a zis eu ce să zic. În această ediție, la sfârșitul emisiunii, vom acorda și acest prim premiu. Nu plecați, că ne întoarcem. Urmează la cronică. Vine ursul păcălit de televiziuni. Să ne fie frică de urs. Vine și top, 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 rușinică. Sunt Ponta Victoresca și vă prezint știrile PSD. PSD! Și vin și câțiva împiedicați printre cuvinte. Urșii atacă din nou doi primari. Un urs a atacat cu puțin timp în urmă județul Argeș. Hai mă, cătă, te rog, frumos! Rămâneți pe prima. În câteva momente revine cronica cârcotașilor. Essa gata me liga, mas tá desembalada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, rolar. Que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gustavo Lima. Mulțumim, Mulțumim, Iana și Cristina. Extraordinare. Doamnelor și domnilor, noi avem o emisiune foarte interesantă acum, a trebuit să spunem și de aparatul am de fotografiat spus, ai spus. Și așa, dar avem o problemă, trebuie să vorbim repede pentru că vine ursul. Ce? Vine ursul. Aici? Dar până să vină ursul. E, până să vină ursul. Aoleu, stai. Ne scuzați, trebuie să schimbăm imaginea. Până Mișu, mai repede, ursul. Hai mai repede, Mișu. Iată ce avem aici de la prietenii noștri de la ocazii.ro. O blană originală, în paranteză vacă, Franța, nefolosită, deosebită, modernă. Deci, o vacă nefolosită, deosebită, modernă, dar bănuiesc că a fost mâncată de urs și a rămas doar blana, blana din ea. Hai să vedem ce se întâmplă cu ursul. Băi, ce se întâmplă cu ursul în țara asta, că ne mănâncă ursul țara? Urșii, ursul. La Măruță în emisiune și-au făcut loc pelicanii circului patronat de Neamărin. Adevărul e că dacă pâine nu e, măcar happy circ să avem. Da, ușor. Și să mai vină că nu e singur. Da. E pinguin, pinguin. Deci... No. Opa, încă unul. Bă, dar ce surprize frumoase îmi faci. Bă, du-te de aici. Du-te de aici, Cătăline. Hai, mă, Cătă, te rog frumos. Da, de ce? Hai, mă, Cătă, du-te, mă. Ce, mă, Ana? Hai, mă.
mă duce că se dă la penele mele. Doamne, Cătăline, poate sare pe mine. Nu. Muta. Hai, Andra, dar stai. Hai, mă, Cătăline, lasă-mă. Dar stai liniștită. Păi dacă mi-a fost frică de o găină, cum să nu fie frică de un pelican? Vai, dar vorbești frumos cu oamenii ăștia și lasă-mă. Da, și tu, fii, arată că... Îți plac animalele, arată, hai. Cătăline poate sare pe masă. Cătăline! De ce sunt senzații tari la happy hour? Corect, senzații tari la happy hour. Apropo de faună, iată un subiect la modă săptămâna aceasta. Ursul. El a atacat cică doi primari. Să fie într-un ceas bun. Și consilierii cui i-a lăsat? Urșii atacă din nou doi primari din Corben, județul Argeș, au fost răniți de un urs în timpul partidei de vânătoare. Mai nou, acum, pe lângă porumb, grâu, orz, ovăz și alte bazaconii, se recoltează și urși. Nu mai plec până nu găsim ursul și îl recoltăm. Avem cei mai buni vânători din zonă. Păi să avem recoltă bogată la hectar. Tot ursul, inamicul public numărul 1, l-a atacat singur pe un dita mai județ. Un urs a atacat cu puțin timp în urmă județul Argeș. Dar să știți că ursul a fost în legitimă apărare pentru că victima practica braconismul sau braconajul. Ei sunt acuzați de complicitate la la braconism, la braconaj și braconism. Și la final am lăsat-o pe ea, doar pe ea, baba cu pușca. În mijlocul Brașovului a apărut o mamaie care le avea cu focoasele încă din tinerețe, maică. De ce sunteți supărați? Pe cine? Pe cine l-am de plâng? Da, vă place arma? Da, băi, stai cu frasă, să știu. Ați mai ținut o armă așa în lună? Da. 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 Prin ce? Prin... Prin 50 și... De la 50, așa. Cu ce ocazie? Cu ce ocazie era atunci? Lângă mea era poliția și aveau arme și șeful de post în direct. Da, mulțumim foarte mult! După cum vă așteptați, am invitat-o aici pe... pe... Unde ești, mamaie? Ce? Ce, scleroza? Unde e ursul? Ursul păcălit de vulpe, dar a fost odată ca niciodată. Auzi, mamaie, eu crezi că umplu ca nebună așa, îmbrăcată și camuflată, crezi că sunt nebună? Mă numesc Ecaterina Teodoroiu Obuz, născută Rembo, și știi câte trofee am acasă? Nu, bre, câte? 16 urși și 4 soți. Te-am văzut? Ei, lasă, poți să ai tu nevoie de mine, o să te faci tu alb cavarul, să vezi cum o să mă strici, da, eu ține o să vin. Să rămână, mamaie, mulțumim frumos. Regretăm incidentul. Regretăm incidentul. Continuăm emisiunea. Urmează, doamnelor și domnilor, un moment de senzație. Aaaa! Ursu! Pai! Mamaie! Ursu! Pai! V-am amintit mai devreme că ursul a fost inamicul public numărul 1 la televizor. Așa că Realitatea TV s-a apucat să facă un reportaj. Cum unde? În noua poiana lui Iocan, adică într-un cuvânt, cârciuma. Bună ziua, dumneavoastră, ce ați auzit de azi dimineață? E un dute vino aici? Da, este adevărat. La prima oră, când am deschis la cârciumă, deja satul voia de problema aceasta. Ce pot să vă spun? Îmi pare foarte rău de persoana respectivă. Îl cunosc, deci nu era un domn care frecventa cârciuma. Dar altfel ce să pot să vă spun? Spuneți-ne, ce ați auzit despre cazul ăsta curs? Păi da, mă numesc și cum... Spuneți-ne ce ați auzit despre urs? Am auzit că inculpatul a fost luat fân. Victima. Asta, victima, da. Și ce s-a întâmplat acolo? De unde se văd eu? Eu sunt în comună, el a fost... Vă este frică de aceste animale aici, în zonă, de urși? Cât de... Aveți răbdare. El a fost la 7 km de aici, înspre pădure. Și dacă s-a întâmplat să ne fie frică de urși, nu prea. De el s-a cam luptat cu urși. După cum vedeți, oamenii au păreri mai nou și televizate. După ce am urmărit știrea de maximă audiență comentată în bodegă, ne declarăm super mulțumiți. Așa un borhot mediatic
Nu mai pupă ursul în veci. Instituțiile statului să iau o lege, să punem o lege, domne, împușcați. Instituțiile statului ar trebui să nu mai aducă urși din alte părți sau nu știu ce. Că o să fie... S-au mulțit urși în ultima perioadă. Și dar dacă oamenii, dacă au pagube... Să mă duc, uite, eu am întrădin aici de două pogoane jumate, mie mi-e frică să mă duc la mine, la hodaie, că vine peste mine. Mă ia nebunul în spinare și mă pune jos. Ce veți face? Veți mai ieși din casă seara? Da, dacă eu stau în casă, eu sunt puțin față de pădure, dar sunt cu vecinul așa. Dacă vine vecinul, vine o cămată. Ești la Cârciumă. Vine o că ne întâlnim la Cârciumă. Că nu veni la Cârciumă să bem. Amezeu, eu pâine beau și o dublă. Ce m-a obligat să nu beau? Vitejii statului sunt la Cârciumă. Lor nu le pasă de urși. Nu e așa, măi, Gogâie, că nu le pasă? Da, Iurea, urși vezi pe pereți. Ție nu ți-e frică de urși, nu? Mie? Da. Uși. Altă namilă mă sperie pe mine, de zic, una care, dacă începe să mârie și îmi trage un dos de labă, mă face afișir. Aolu, da. Care namilă? Nevastă mea. De-aia mă tranquilizez singur. Să-ți fie rușinică. Top, 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 top. Și de-aia nu mai pot eu. Rușinică. Hai mă, fiți. Top, 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 rușinică. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara, București! Bună seara, România! Sunt Ponta Victoresca și vă prezint știrile PSD. PSD! USL a găsit soluția împotriva urșilor criminali scăpați în libertate. Așadar, CC al PSD al USL propune eliberarea de urgență pentru două zile a primului vânător al țării. După cum vedeți, PSD are soluții pentru orice, mai puțin pentru privatizări, curs valutar, șomaj și, în general, economie. Continuăm știrile. L-am invitat în studio pe marele Andreea Boceli. Îi place să și vadă câte ceva din orașul în care... Sigur. Domnule Boceli, ați văzut Casa Poporului? Mamma mia! Ați remarcat culorile caselor din Muzeul Țăranului Român? V-a impresionat vreo pictură? Ce ziceți de carul cu boi? Cum credeți că arată româncele? Aoleo, acum înțeleg de ce vă zice Boceli. Ce ai bă, nu mai bocii atâta, ci zici că ești un copil. Tu sei completamente. Credeți că sunt frumoasă? Tuta. Tu mi-a lună, tu segui cu me. Io sole, tu segui cu me. După acest interviu neucitor, marele tenor a susținut un concert extraordinar la sala Palatului. Cu me, e luna, e lumina cu me, mio sole, tu sei chi con me, con me, con me, con me. Fanii din lumea întreagă l-au încurajat, sperând să treacă de momentul actual de depresie. Este așteptată o minune. O revenire spectaculoasă a sa pe marile scene. I hope in the end this month is finished. Don't influence, don't affect these discussions. Doamnelor și domnilor, și Traian Băsescu. Revenim cu soluția Comitetului Central al PSD al USL pentru distracția de zi cu zi a românilor. Astfel, toate emisiunile de divertisment, Divertis, România au talent, Chestia aia cu X, de la Antena 1 și Cronica Cărcotașilor, se vor desfința. În locul lor, românii îl vor auzi în fiecare seară pe Crin Antonescu, vorbind limba engleză. Here we have the finance minister, is a father and mother of the state. I'm a father and mother of
I present you my family. Ion Ilescu, the grandmother, the grandfather, Hrebenciuc și senator Voicu, the hoț and the hoție of the party. Don't influence. Continuation of my family, Victor Ash, the children and the boss of mine. I'm acting president now. I'm the acting president. I present you Felix, the cat and the dog of the... Sitcomul se va chema I am acting president. And the last of my family, I present you me. The acting president, actually, and the sleeping beauty. Mă trezesc când vreau eu și asta îmi dă o mare bucurie și dorm liniștit atunci când mă culc și dorm cât vreau. I'm president of the country, this country. După cum vedeți, noi avem soluții pentru orice, mai puțin pentru privatizarea Olkim, finanțe și economie. Detalii. I hope it's finished. Top, 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 rușinică! Mulțumim pentru top, colegului nostru studio Iliuță. Și mă gândeam dacă n-ar fi bine să merg până la Osim repede, repede cât se poate să înregistrez o marcă de somnifer Crin Antonescu. Acting somnifer, cum ar veni? Și tu când vorbești engleză, tot așa faci, tot te agiți așa? Nu, eu vorbesc cu sip. Eu de-aia și stau liniștit așa, că nu vorbesc engleză. Măcar recunosc chestia asta. Și nici măcar nu dansez, dansează bebelușele. Ce vorbe? Dance! Așa și am văzut, băieții, când vorbim noi, sunt ușor plictisit, bine, și normal la ce texte avem aici. Dar momentul în care dansează fetele, în care dansează bebelușele, sunt atât de atenți. Păi, băi, examinează, ce primul? Mi-a înviat păsărică. Poftim? După, s-a uitat și vrabia la cum au dansat bebelușele. O să încerc să trec, deși e foarte greu să trec peste acest moment penibil. Anunțându-vă de concursul nostru, dacă vedeți alte gafe la televizor pe lângă, așa, e bine. Și ne trimiteți nouă niște sesizări. Încetează cu... Flutură. Poate zbor. Scuze, gata. Porca. Gata, mă, da, băi, băi. Dacă nu dai tu, dau eu. Deci nu uitați, acest aparat de fotografiat, acesta, poate fi câștigat astăzi. Astăzi facem extragerea. Noi trecem mai departe, mergem în Anglia, pentru că așa îi place domnule Antonescu să audă, domnule engleză. Din păcate îi place să și vorbească în engleză. What talking about? Nu, ne place doar să ne uităm în engleză. Pe prințesa Kate a mâncat undeva și s-a scărpinat. Dracu a pus-o să apară goală pușcă lângă bărbasul, că nici Sleepy nu stăteau bine pe ea. Putea și ea să se ducă cu Harry, de exemplu, în Las Vegas, ăla subiect. William and Kate were told about these photographs over breakfast here in Kuala Lumpur. They are said to be saddened, which I would imagine is a very considerable understatement. Parcă vedem peste 15-20 de ani, când Kate va ajunge regina consoartă, cum vor defila toți cu țâțele regale pe prima pagină. Pentru că ea, chelia lui bărbasu, o să fie împodobită cu o coroană și facem de pe acum invitația lui William la vama veche, să aibă francezii ce poza. I'm surprised. I know how the French magazines, the French have got very strict privacy laws. So I'm a little bit surprised that these pictures are being published in France. Acting top. Uite așa am devenit monarhist. Tu ești monarhist? Mișul, eu sunt democrat,
mie îmi plac și prințesele și femeile de rând și gen pagina 5, sunt și cinefil. Gata, gata că se uită și copiii la chestia asta, te rog frumos, nu mai. Păi, asta vreau să spun. Exact așa i-a zis prințul William prințesei: "Dragă, pune ceva pe tine că se uită aia bătrână." Așa e. Ba, nu, dar niște... așa e. Oricum am văzut și noi că mare diferență între monarhie și democrație nu este. Așa cum în România, între asistații social și ceilalți, e vorba doar de un simplu taxi. România e o țară săracă, locuită de oameni săraci care primesc din partea bogaților, grupați sub primitoarea UE, ajutoare. Dar cum oamenii sunt cocoșați de atâtea atenții, trebuie să transporte cumva grija nemțeleilor pentru ei. Păi cu ce? Cu taxiul! Da, că avem prea mult. Și... Hai, du-te de aici, lasă de aici. Îi dau un kilogram de mălai, ce să facă și el cu o mămăligă acolo. Îi dau de o mămăligă. Dar e corect să trăiți din ajutare și să mergeți cu taxiul? Vă rugăm frumos, nu deranjați amăriții ajutați de UE, pentru că și ajutoarele alea trebuie cărate. Și după cum știți, sărmanii ajutați au un fizic fragil. Ce vreți, să-și rupă șoarele cu un sac de făină sau o vadră de ulei? Păi cu ce mai care e la alegeri cadourile dacă au spatele șubrezit, ai? Categoriile sociale care primesc ajutoare de la Uniunea Europeană sunt pensionarii cu pensii până în 400 de lei, șomerii cu indemnizație, deci cei în care sunt acum cuprinși în indemnizație, cei cu venit minim garantat. Ce le transportați? Un taxi. Scumpnatul. E varianta corectă în condițiile în care luați ajutoarele? Doamnelor și domnilor, lângă noi e chiar el, avocatul! Gelu, Gelu Mititelu, avocat de partaje cu drujba, litigi, prieteni și succesiune fără succes, tati! A, că ați venit să îi apărați pe oamenii cu taxiul. Da, tati, da! Scuză-mă, Mișu, să nu cumva să dea ajutorul înapoi, domnule, ca proștii ai înțelegi care oricum ea nu iau deloc. Să demonstreze, domnule, să demonstreze că poate să care ajutorul în spate, da? Păi nu că se deșelează și după aia ăia iau ajutor de handicapat, deci ajută statul? Da, am demonstrat, am ajutat, caz rezolvat. Tati, gata. Bravo, incredibilul Gelu Mititelu. Mulțumesc, avocat! I love you, love you, love you. La mine apelat, s-ar putea să regretați. Pardon, s-ar putea să nu regretați. Nu. Cel mai avocat bun, cum ar spune niște reporteri. Sunt cam agitat? După ce săptămâna trecută îl invita pe Andreea Boceli să vadă ceva pe aici, prin capitală, Oana Fricescu nu se lasă. A inventat o țară nouă. Fregata regele Ferdinand a plecat astăzi la vânătoare de pirați solamezi. Solamia, asta da republică, dar noi credem că e Somalia. Și nu sunt solamezi, sunt somalezi, vai de capul lor săraci. Fregata regele Ferdinand a plecat astăzi la vânătoare de pirați solamezi. Dimineața de vreme, Dani Oțil pune o întrebare de te doare bila. Cum se ajunge în posesia șansei de a fi în tombolă? Întrebare complicată am pus. Cum se intră în posesia șansei? Ce prost sunt azi. Da. Dani, nu noi am zis-o, dar greșeala recunoscută e pe jumătate iertată. Din, din. Și el nu e singurul care dimineața nu are sinapsele la el. Meteorologii ne dau cele mai vești proaste din acest sfârșit de vară. Adevărul e că cele mai vești proaste de dimineață vin și cele mai exprimări nașpa. Meteorologii ne dau cele mai vești proaste din acest sfârșit de vară. Tot dimineața băieții l-au ca invitat pe un nene care se exprimă la fel de coerent. Deci noi românașii, 6 tone de kilograme pe cap de vită curajat. Ena. Dar noi chiar suntem curioși dacă 6 tone de kilograme cântăresc mai mult decât 6 tone simple. Iată o întrebare la care nu ne poate răspunde nenea Osmanovici, preocupat să facă un salt cu parașuta. Amatorii de senzații tari pot sări de la 4 metri altitudine și pot face skydiving. Wow! Un salt de la amețitoare înălțime de 4 metri! Bravo, mă! Bravo! Îți trebuie curaj, nu glumă! Aceeași greșeală o face nenea Osmanovici și un pic mai târziu. Amatorii de senzații tari pot sări de la 4 metri cu 4.000 de metri altitudine și pot face skydiving. Trecem acum la un subiect hilar. Râde ca prezentatoarea în târg când vinde linguri, Mirela Băuranu de la Noră pentru Mama. Să mai râdeți, mai glumiți, dar dumneavoastră se simte ca și cum ar fi fost jumulită de pene. Păi așa am spus. Nu pot să fac emisiunea azi, vă rog să mă iertați. Doamne, ce mă fac eu azi? Mă, ori râdeți, ori nu mai râdeți. Gata. Adevărul e că dacă te uiți 5 minute la emisiunea aia, e imposibil să nu te bușească râsul. Din păcate, e un râs nervos. Doamna Ștefana, sunteți extrem de afectată de subiectul drag. Doamna Ștefana, spuneați celorlalte mame așa: sunt jupuită.
Parcă mi-au smuls penele. Să trecem peste. Deci, practic, putem să punem pe burtieră Florentina a jumulit-o pe doamna Ștefana. Putem să punem asta pe burtieră, doamna Ștefana. I-au tărit penele. Nu înțeleg de ce râde, pentru că, practic, este o expresie foarte corectă. E vorba de niște găsculițe care... Dar oricum este ciudată reacția. Dacă și-ar fi văzut vreodată emisiunea, nu râsul, dragă, este reacția. Trebuie să faci altceva. Corect, știi cum e? No. Să fugă urlând. Exact. Să nu fugiți urlând, pentru că noi ne întoarcem și fără țipete și urlete. Urmează La Cronică. Vine o emisiune cu gust de rahat turcesc. M-a luat după cur și mi-ai băgat limba pe gât. Vine și un cioban cam cioban. Toate creștile de femei mă puneți cu trâmpita asta. Și vine și domnul președinte de la Old Kim TV. Cu ce vă ocupați mai exact aici în secția de plastice? Păi da, o să zic asta la televizor, domnul Dan. Câteva momente revine Cronica Cârcotașilor. Da. Voi, ca să fiți cunoscuți, trebuie să cântați ceva cunoscut. De exemplu, împodobește mamă Bradu, de exemplu. Mai stai, păi nu, în septembrie. Păi da, dar trebuie să pregătească de pe atunci. Domnul Viorel, la mulți ani. A fost caracter, nu? Da, super, Viorele, super băiat, super. Viorele, la mulți ani, tot ce-ți dorești. Să fii sănătos. Hai să trecem la emisiuni, că nu mai avem timp de chestii astea. Nici nu zădeam 48 de ani. 48 ai? La TV se întâmplă uneori ca prezentatorii să vorbească precum peștii. Ei spun ceva acolo, dar noi n-auzim nimic. Prima victorie pe arena națională. Lasă-mă, Crinuța, se poate întâmpla și la case mai mari. Uite, de exemplu, la TVR1, Mircea Radu, bre, nu se aude din cauza genericului. Una dintre China și Jean. Tensiunea dintre China și Japonia ia amploare. Realitatea TV și-a angajat oameni numai unul și unul. Altfel nu ne putem explica cum scapă o asemenea exprimare pe post. Numai că nu era liftul în fața liftului. Iată acum la B1 TV, ne scuzați, cum se dă bună seara la ora 15:39 de minute. Bună seara, domnilor și domnilor, în această noapte vor mai fi șanse să plouă în regiunea centrală a țării. Dar trebuie să recunoaștem că e o fată simțită. La fel de simțită e și Donșoară, care are o știre despre București, cea mai populată sau cea mai poluată capitală europeană. Faptul că Bucureștiul este cea mai populată, poluată capitală din Europa nu mai este un secret pentru nimeni. Și am lăsat pentru final cireașa de pe tort. O matracucă de la Antena 1 comentează o știre și dă legătura unei colege. Din nefericire, în legătură știrea e alta, iar colega e un coleg. Un tânăr din Bacău a avut parte de o surpriză de proporții la Iași. Bărbatul mergea cu mașina spre ieșirea din oraș, când la un moment dat strada s-a surpat chiar sub autoturismul său. Colega mea, Angela Maftei, ne spune ce s-a întâmplat și dacă va fi despăgubit șoferul.
Bun găsit, tabloul a ajuns în țară în urmă cu mai bine de 10 ani. A aparținut unei afacerist iranian, însă din cauza problemelor financiare a fost nevoită să-l vândă. Eugen Ionescu, părintele absurdului, ar fi mândru de așa televiziune. Ne mirăm că pe reporter nu-i cheamă cântărețul Chel. Un tânăr din Bacău a avut parte de o surpriză de proporții la Iași. Bărbatul mergea cu mașina spre ieșirea din oraș, când la un moment dat strada s-a surpat chiar sub autoturismul său. Colega mea, Angela Maftei, ne spune ce s-a întâmplat și dacă va fi despăgubit șoferul. Bun găsit, tabloul a ajuns în țară în urmă cu mai bine de 10 ani. A aparținut unui afacerist iranian, însă din cauza problemelor financiare a fost nevoită să-l vândă. Dar eu mă mir că vorbește altceva, că la antene se vorbește doar ceea ce trebuie. A fost comunicarea defectă, cred. Recepție, serviciu tehnic, înlocuiți microfoanele, vă rog, da? Da? Ce okay. Vremuri! Okay. Nu, domnul Felix, ce? Dans! Que está pasando mi amor? Extraordinar! Ce vorbe, măi! Dar este frumoasă și dai și cum fac ele! Este piesă nouă? Cine cântă? Da. Shakira? Cine? David DJ? Gata, vă v-ați împărați voi DJ sau ce sunteți voi? Nu uitați! Astăzi, da, în această emisiune, vom face cadou aparatul de fotografiat pentru unul dintre cei care ne-au trimis gafe sau bălbe la... la Cârcotași.ro. Mi-a mai zis Mistrețu acolo să secțiunea zic bâlbe. Secțiunea bâlbe. Mai trimite-ți aiurea la secțiunea două bâlbe. Puncte. Acum, da. Și notați și numărul meu, 07. Nu notați nimic, când notați că urmează o rubrică despre ce? Veorica, dar care nu mai e din Clejan, e de la Cânălde. A. La Cânălde, în locul enervantei care combina oameni aflați în nevoie și în căutare, a fost angajată Veorica de la Clejan City. Eu. Dar ce te faci că au ajuns aranjamentele și în emisiunea cu oameni normali? Am intrat în direct, am văzut-o la acea emisiune, nu suport să o văd acolo. Abia ne-a despărțit de o lună, suntem divorțați de o lună și o vreau înapoi. Nu, nu voi lăsa să stea cu Daniel. Nu se poate așa ceva. Da, nu știu pentru ce a sunat, știe foarte bine, deja s-a terminat divorțul, știe cum era. Izabela, vină înapoi la mine, tu ești viața mea. Nu pot să trăiesc. De ce n-ai avut dragă grijă de ea? De femeie, dacă n-ai grijă, pleacă în lume, uită repede de tine, să alege praful de tine. Păi eu ce să fac? Stai, numai puțin, dar nu sunt eu de acord cu chestia asta. Nu înțeleg de ce a sunat în emisiunea asta. De ce se bagă el în zeama asta? Chiar nu înțeleg. Nu, serios, chiar nu vine să cred. Dacă n-a fost în stare să... Nu, dar n-a fost în stare să aibă grijă de ea până acum. Stai jos, în calcă. Pentru ce sună, chiar... Băi, Costine, trebuie... Nu, chiar mă enervează. Băi, frate, vezi-și de treaba ta. Nu știi, Izabelu zice ceva. Bine, să-și vadă de treaba lui. Eu nu știu să zic. Nu, dar chiar m-am enervat, nu... Omul stă pe aici de vreo două săptămâni, mai cu Costine să-și caute nevastă, să te băgați ești monitorizat prin GPS, ești monitorizat prin GPS, ar putea să te localizezi, să spargi fața. Dacă ești bărbat, ceartă-te cu el, nu cu Izabela! Să mă las în fundul și chiar m-am enervat, ce înseamnă asta? Stați că nu s-a terminat! Încă onoratul plătit bine de producători, ca și fosta soție și papagalul combinator, apare în emisiune. Nu și nu că el îi iubește! De ce ai venit? Pentru că încă o mai iubesc și o vreau înapoi. Nu pot să trăiesc fără ea. Mi-a părut rău pentru tot ce s-a întâmplat și o vreau înapoi. Vorbește cu... Ia vorbește-mă cu mine prima oară. De ce mă te-ai purtat frumos cu femeie? Zi-mă! Zi-mă că îmi vine nervii acum pe voi. De ce mă vă purtați urât cu ele? De ce nu știți să vă țineți nevestile acasă, mă, să nu mai plece în lume? Eu țin cu femeile și cu bărbații țin, dar mai mult cu femeile. O femeie nu pleacă de nebună și de drăcoasă dacă bărbatul nu o supără. Stai mai aici, nu te duci, că poate să-i enervează ăsta și... Mă, unde pleci? De ce fugi? Tu cam tu de una fugi, că ești și tu. Nu-i problema mea, nu? Băi băiete, dacă îți dai eu acum o palmă, ții mie în cine de lumea asta, că te-aș plua la bătaie acum. Am avea o cerință, să ne spuneți la cronicaarondprimatv.ro sau pe pagina de Facebook cine sunt cei din imagine și cu ce se ocupă ei.
am înțeles că sunt actori amatori, dar trebuie să aibă și ei un nume, nu? Sau niște prieteni ceva. Doamnelor și domnilor, o să considerăm ca pe un autodenunț, măi, că ai venit la noi în emisiune aici, domnul Costin. Bine ați venit la noi. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, lăsați-mă. E ca un autodenunț. Noi aici la surprize, surprize. Facem ca toate. Unde e? Cristian Furbaru, unde te duci? Nu-mi face bine, să trec pe drum, mai credeam. Dați-mi voi. Noi aici la surprize, surprize, facem ca visele să devină realitate. Noi ne-am uitat, dar cât de mult o iubește pe fata aia, bravo, bine ai venit la noi, o iubești, sincer. Bine v-am găsit în această emisiune, spune-mi, îmi pare bine să fiu aici. Sincer, o iubești sau nu? Ca să știu cum facem treaba. Încă o mai iubesc, dar n-am reușit să iau de acolo. Vezi că acum, Cosmin sau cum te cheamă, iată, tu ai de ales, ori îți trage Veorica o palmă, ori te aruncă Hrubarul de la etaj. Deci ai... Violență, e, știi că munca în televiziune e foarte grea. E foarte grea. Vreau doar să aflu câți bani și-a luat pentru făcătura aia ordinară. Atâta tot timpul curiozitate de-a mea. Dar nu e făcătură. Nu e nimic. Nu e făcătură. Nu e adevărat. 40 de lei. 80. Atenție! Atenție! Secretul a ieșit! Liniște! Liniște! Secretul a ieșit la iveală ca uleiul din apă. 40 de lei și... 80. 80 de lei pe două zile! Bravo! Aplauze! Este minunat! Este minunat! Vă dorim multă fericire și mulți bani! Noi o să te ajutăm cu o perucă! Și din partea noastră, tradiționalul, două, trei și... Mulțumim! La revedere! Vă pupa! Trecând peste momentul de autodenunț, că s-a nimerit să fie la noi în platou, vreau să-i spunem colegii noastre de televiziuni, sau de televiziuni, că sunt mai multe televiziuni, Veorica, Veorico, nu așa se prezintă emisiunea. Uite, să presupunem prin absurd că jukebox sunt un taraf. Dar de ce prin absurd? Corect. Deci, ei sunt un taraf și prezintă o emisiune... Ia mai prezentați voi. Ardă voi Alexe. Ardă Alexe! Să vă spun eu ce o să fac. Emisiunea o fac praf. O prezint eu pic cu pic, că nu rămâne nimic. Nu-i formatul tabloid, ăla varză de stupid. Nu vreau știri ca să prezint, ci cu Ioniță să mă alin. Ieri când ai pe la mese, azi prezentăm la TV. Și o să ajungem într-o seară pe la BBC, pa, pa. Pilitam, tale, tale, zubale. Pilitam, tale, tale, zubale. Pilitam, tale, tale, zubale. De la jukebox și Veorica nebărbierită, ce s-a întâmplat? O problemă hormonală a apărut brusc. Mulțumim tarafului jukebox. Rămânem la țară în Pipera. Săptămână neagră pentru finanțatorul Gigi din Pipera. După ce l-a făcut pe acționarul dinamovist poponar, homosexual, Gigi are de plătit vreo 2 milioane de euro, cel puțin atât i-a cerut fantele din Ștefan cel Mare. Consider că în urma unei hotărâri judecătorești pronunțate, în sensul condamnării lui Gigi Becalin a plătit mai mult sau mai puțin, se face dreptate și se arată care este adevărul. Eu nu știu dacă l-a prins sau nu l-a prins. Eu știu că așa s-a vorbit în București, că l-a prins cu un bărbat în pat. Eu nu știu și n-am spus, pentru că nu știu asta și nu... dacă el făcea ceva cu bărbatul ăla. Dragoste. Tot Gigi, telefonic de data asta, are o răfuială cu o doamnă pricepută la toate. Astfel, doamna Tatoiu, prezentă în orice emisiune pentru orice subiect, a zgândărit Grobianu și să te ții replică. Mă pune să dialoghez cu doamna Tatoiu. Doamna Tatoiu v-a spus să mă ierte Dumnezeu, a spus pusă. Ce mai e un compliment dacă vine de la dumneavoastră. Eu vă spun un lucru. Eu ceea ce spun, nu mint, doamna Chiriac.
Eu am avut... N-ați făcut nimic pentru industria românească. Lăsați-i să termine. Pierdem timpul de pomană. Lăsați-i să termine ce are de spus. Oamenii cu telecomandă. Domnul Becali, vă rog, vă ascult. Stați puțin. Domnul Pieleanu, stați, domnule, puțin. Staua București e o afacere. Câte locuri de muncă creează? Creează omul ăsta. Staua e un brand. Domnul Pieleanu, lăsați-i să vorbească. Ok, gata. Gigi, doamna Tatoiu, continuă cu jignirile. Că deja m-am enervat. Finalul e apoteotic. Tot la Dragoteasca în emisiune, Becali, Gigi pentru prieteni, face dezvăluiri din copilăria lui. Cum îi fura bani lui Tasu? Tata era supărat că niciodată el nu mai avea pantalon încălcat. Când m-am mărit eu, m-am făcut mai mare eu. Eu, dacă nu, cum am făcut mai mare... Înțelegi? Ciorneam de pe acasă. Și când nu mai sau cheile, le-am început să schimbe acuzătoarele, nu mai avea de unde să fur. Când dormea tata, tip-tip pe bursă, țac, 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 și trăgeam, dau curând, dacă aveam buzunarele mari, așa, eu trăgeam cât la pun de el? 2.000, 1.500, eu dau că trăgeam două de alea, 3.000. Trebuie erau bani mulți. Că el nu știa, că el avea 10 pachete de câte 1.500, avea 15-20.000, nu știa. Păi dacă de mic avea așa apucături, credeți că s-a schimbat? Sau o bagă în continuare mâna în buzunare? În buzunarele altora, evident. Azi așa, mâine așa, odată m-a prins. Bă, îți dai seama că m-a văzut el timp. Hoțule! E, de atunci ce crezi că făcea? Lua pantalonul, scotea, îl împăturea, îl împăturea. Și îl băga și dormea cu pantalonul sub pedă ca să nu-i purtă bani. Da, e super haios cum fura el când era mic. Da, da, e un adevărat model în viață. Și cum înjura el doamnele, fiele ce enervante, cum e doamna Tatoiu. Auzi, Bișu, dar pun pariu că el a făcut și alte năzbâtii copilărești. Cum ar fi să ia mieluțe aia frumoși și să-i înjunghie în gât de Paște. Mielul domnului, nu alta. Ce mai contează o sechestrare de persoane acolo? Sau, auzi, Bișu, cum îi înjura el pe toți negri, homosexuali și unguri. Ce simpatic. Ei, acum, hai să nu-i găsim doar părți rele. Doar a ridicat atâtea case de copii și aziluri de bătrâni și a ajutat muzee și biblioteci, a amenajat parcuri. Bine, fără să fie filmat. Serios? Nu știam. Nici el. Dans. Tramvai, dau drumul la tramvai, gata, am dat drumul la tramvai. Așa, foarte bravo. Bine, circulă și tramvai. Bebelușelor, bravo, felicitări. Voi ați auzit, bebelușelor, de ce s-a întâmplat la Old Kim? Nu? Nu. S-a întâmplat ceva de necrezut acolo. Senzaționescu a reușit să intoxice mai mult decât a poluat Old Kim-ul țara până acum. Priviți! Zilele trecute am avut parte de cea mai veselă privatizare din câte există. Ministerul Economiei, după ce a făcut praf Old Kim-ul, l-a scos la vânzare. Plicul ați remis doamnei la 12.04. Nu, eu pot să semnez că am primit plicul dumneavoastră la ora 12.04. Nu, nu, nu-i corect. Deci noi suntem aici de la ora 11, da? Am discutat în biroul dumneavoastră până la ora 11.40. Colegii dumneavoastră, știți, spune că au făcut anumite eroare. Da, v-au ajutat. V-au ajutat. S-a întârziat. V-au furnizat plicul. Cu calculatorul. În cazul ăsta, ce oră mai punem acolo? V-aș ruga să nu ne luăm de mână. În cazul ăsta, ce oră puneți acolo? Nu suntem noi stăpânul timpului. Printre ofertanți, fără dinți, că nu are timp să meargă la dentist, așa e de prins în lupta cu ciocoii, el, doar el, salvatorul neamului, Dan Diaconescu direct. Societatea Puncte Puncte a fost și este foarte interesată în
achiziția pachetelor majoritare la combinatul Ultime Stat. Nu vă puteți folosi la ora 12 așa, și 20 de minute da? De un text da? Nesemnat și cu pătrățele în loc de litere. Așa, da. Finalul a fost de vis. Oferind de 4 ori mai mult decât prețul bursei, domnul Dan Diaconescu vrea să le schimbe pe Elodia și Magda Ciumac cu Old Kim, CFR Marfă și Poșta Română, plus alte active ale unui stat bolnav. Ofertantul Diaconescu Cristian Dan este declarat adjudecatar al licitației cu ofertă în plic. Old Kim a redevenit pământul românesc, iar toți telespectatorii să-și anunțe rudele, vecinii și prietenii că au redevenit proprietari la Old Kim. Acum mai rog să pe Ciocoi să mă scuze că am câștigat și că le-am încurcat toate planurile. Așa că, într-o țară în care tomberonistul șef, cel care a făcut din toate gunoaiele vedete, pornind de la Nikita și oprindu-se la Luis Lazarus sau o gică minciunică, Dan Diaconescu, căci despre el este vorba, a ajuns să pozeze în salvatorul neamului. E jale, frate, e jale! Cuvintele amenințătoare ale premierului sunt Vax Albina, Crema Puca. Eu adresez o singură speranță în numele miilor de oameni. Că nimeni nu-și bate joc de ei dintre cei care au fost la licitație și că nimeni nu ne înșală pe toți. Pentru că dacă ne-a înșelat cineva și a zis astăzi că are 203 milioane de plătit prețul și după aceea încă câteva sute de milioane de investit și ne-a înșelat, va răspunde în fața legii. Dacă cumva cineva s-a gândit că se joacă cu chestia asta, o să se ardă foarte tare. Să știți! Să știți că noi suntem oameni din popor. Suntem la fel ca domnul Dan. Te iubim, domnul președinte! Și știm... Știm cum o să arate combinatul peste câțiva ani. Priviți! Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Dan Senzaționescu, în direct, înregistrat și în reluare. Iată, avem în acest moment istoric ocazia să vă... Aoleu, domnul Condoreanu, mă doare foarte rău dinți. Vă rog foarte... Dați-mi repede ceva, că nu mai pot. Nicio problemă, domnule președinte, luați pastila asta cu un pahar de apă și o să vă treacă durerea imediat. Dar ar fi bun și un tratament homeopat cu coada șoricelului și rostopască. Mulțumesc mult, mi-a trecut domnule prim-ministru Condurățeanu. Vom da legătura chiar acum, în acest moment, la Combinatul Poporului, OTV Kim, fiindcă nu știu ce... Mi-am auzit, bă. Nicio problemă. Da, mulțumim foarte mult. Iată, am preluat legătura. Din păcate, suntem tot noi, pentru că noi așa nu ne putem permite să plătim reporterii. Așadar, eu împreună cu domnul prim-ministru, domnul Condurățeanu, ne-am aflat aici la Combinatul Poporului, la OTV Kim. Iată că vom realiza, să vedeți, vreau să vă arăt cât de bine merge combinatul, dar ce să vă spun, combinatul, pentru că oricum în acte este al meu. Domnul Condurățeanu, dați-mi repede ceva, că mă dorem în seau, vă rog frumos. Nicio problemă, domnule președinte. Luați acum două pastile și o să vă treacă durerea instantaneu. Ar fi fost bună și o infuzie de brusture cu busuioc. Mulțumesc foarte mult, iată că m-a lăsat durerea. Ce să vă spun, aici la Combinatul Poporului, la OTV Kim, suntem la cea mai importantă secție, secția de plastice, stăm de vorbă cu dânsa. Domnișoara Meme. Domnișoara Meme, v-ați acomodat cu silicoanele? Că dacă nu, vă dau eu o rețetă homeopată cu... Bună seara, domnul Condurețean, m-am obișnuit, da. De fapt, sunt produse chiar la noi aici, în secție. Da. Foarte bine. Dacă îmi permiteți, domnișoara Meme, cu ce vă ocupați mai exact aici, în secția de plastice, da, la Combinat? Păi da, o să zic asta la televizor, domnul Dan. La Combinat, domnișoara Meme. La Combinat, da, mă pricep. Nu, la OTV Kim, cu ce vă ocupați la OTV Kim? Aici, în secția de plastice, da. Păi aici facem carduri de câte 20.000 de euro pentru popor, domnul Dan. Incredibil, bravo, mulțumim foarte mult. O idee genială pe care tot așa eu am avut-o, Dan Diaconescu, că aici l-a cumpărat OTV-ul. Deci, după ce am realizat aceste carduri de 20.000 de euro, va trebui să mergem pe la bani, să colectăm sumele de 20.000 de euro pentru fiecare cetățean al României, pentru a da acești bani. Vă rog frumos, domnul Condurățeanu, mai faceți-mi ceva repede, că nu mai pot. Mă doare, dați-mi berimea, că nu mai pot. Vă dau eu ceva rapid. Vă rog. V-a amorțit, nu? Mi-a amorțit, dar nu pe partea, pe partea asta era. E în regulă. Hai, a zis să mergem la celălaltă secție, vă rog. Domnul premier Condurățeanu, domnul Dan,
Domnul Condurățeanu! Da, săruna, stimați spectatori, lângă mine este chiar doamna Elodia. Săruna, doamnă, cu ce vă ocupați aici? Cu praf în ochi și fum fără foc. Da, exact ceea ce am promis eu poporului român. Să fac și o glumă. Cioacă, ce face? Domnul Dan. Da. Fierbe. Uitați, domnul, fierbe tot timpul. La foc mic. Exact așa cum mi-a făcut el mie. Da. Să rămână, mulțumim frumos. Zi bună în continuare, domnul Condurățeanu, vreau frumos să mă urmați. Iată, ne îndreptăm cu pași repede către cea mai importantă secție, secția de polimeri, unde șefa este chiar doamna. Să rămână, doamnă, cum vă numiți? Academician, doctor, inginer și savant de renume mondial, Elena Ceaușescu. Măi, de nu știu ce vreau să spun. Avem probleme mari de tot cu Cotoiul. Ce Cotoi? Turnătorul Felix? Nu, tovarășe, ăla e prietenul nostru. Parcă ai fi Bobu. Cu Cotoiul, bre, cu ăla care îl expiri tu. Infecție, dar la infecție. Aole, infecție, nu se poate așa. Stai, dragă, liniști, că toașa Elena se referea la dioxid de carbon. Foarte bine, Toarciu Condurățeanu, vă pricepeți. Nu mai bine jucăm noi un șeptic. Domnul premier Condurățeanu, vă rog frumos să-mi dați ceva repede, că acum mă dor toți dinții. Vă rog frumos repede, că nu mai pot da timp. Nu mai am nimic de dat. Am de luat. Cam atât de la OTV. Rămâneți în continuare pe OTV, pentru că nici nu știți cât am pierdut. Mulțumim foarte mult! Alte privatizări de succes ar fi următoarele. Lui Vanghelie să-i dea statul Biblioteca Națională. Vadim să cumpere Spitalul Colțea. Năstase să achiziționeze Muzeul Național. Băsescu să bage bani în cramele Mulfatlar. Ponta să aibă monopol pe industria de copiatoare și xeroxuri. Cerida să ia cimitirul Belu. Și violatoarea din Tulcea să investească în taxi Cobălcescu. Curat constituțional. Curtea Constituțională și-a schimbat mobilierul. Subiect de știre pentru toate televiziunile momentului. Pe lângă masa de prezidiu vorbim de aceste scaune impozabile pe care se vor așeza judecătorii Curții Constituționale. Scaunele sunt impozante, nu impozabile. Cardaf aliment judecătorii în altei curți în culturiștilor. Pe lângă masa de prezidiu vorbim de aceste scaune impozabile pe care se vor așeza judecătorii Curții Constituționale. La irealitatea, oamenii deplasați în teren au probleme cu timpanul. Mă găsim, Adelina. Vreau să o și eu emisia. Iată acum câteva imagini de la Prima TV, unde în toiul desfășurării celebrei emisiuni Focus Monden, ce dracu mai fi și asta, se aude o voce foarte supărată. Raluca de la Bambi vrea scandal, Adelina Pestrițu este un nimeni pentru mine, spune cântăreața. Prima TV nu e singura televiziune unde microfoanele sunt deschise. Ele sunt așa și la TVR1. Cu fi plecat vreun nepot. Se poate, puteți. Mă auzi? Sunt? L-auzi? Auzi toate microfoanele? Auzi microfoanele? La Antena 1, comentatorul își încălzește vocea. Păcat că l-am auzit cu toții. Bună seara, dragi prieteni ai fotbalului! Să trecem acum la cea mai nouă televiziune de pe piață, DigiTV, unde prezentatorii au improvizat un studio în curtea școlii. Ce a urmat e demn de cascadorii râsului. Bună dimineața din nou! Ora
nou, suntem Anca Dumitrescu și Marius Pancu. Vedeți că deja s-au strâns lângă noi copii. Bănuim că și auziți, nici noi nu ne mai auzim unul cu celălalt. Cei mici, cei mari au ajuns deja. Așteaptă începerea școlii, se aglomerează, îi vedeți cu buchete de flori. Avem și noi o dedicație pentru tine, acompaniată de celebra urare Bravo și la mai mare. Cu specimene ca tine, nu murim de foame. Uite, e adevărată treaba aia cu școala care mai mult împește. Să știi că m-am ferit, ai văzut? Păi, se simte liniștit, frumos. Păi asta e, că el nu s-a ferit și i-a venit o minge în cap înainte de transmisie în curtea școlii. Aha. Da, dar s-a potrivit piesa, nu? Ce, da. De mine ai zis? Nu, nu, de el. A, de el. Cel mai surd din curtea școlii, nu? Nu, credem că ai zis de mine, că altfel mă supăram. Nu, că puteam să zic și de jukebox, că acum o să cânte puțin și după aia că revenim după... Okay. Dar n-am zis chestia asta, okay, stai, stai liniștit. Nu, nicio problemă. Ba, am zis. Urmează la cronică. Vedem cea mai minoră bărbat din fashionul românesc. Câți ani are iubit? Vedem și un adevărat extra mega super model. Asta este o placă de păr pentru a avea o frează. Și la final ne cântă Mandinga. Pare să îmbrăcați voi rochițele alea atât de lungi. Și unde au și crescut, da, cine știe. Și poate v-au rămas mici, cine știe, poate din cauza asta, bravo. Și de la ventilatorul ăla, cine știe. Nu, nu, da, au crescut, asta trebuie să... Ce vorbă! Da. În această ultimă parte a cronicii cârcotașilor de astăzi, să spunem facem de aparat, da? Și extragerea premiului de astăzi. Acest aparat va merge la unul dintre cei care au trimis bâlbe la cârcotașii.ro, secțiunea indicată de mistrețul acolo, cea de bâlbe. O să avem și l-avem și pe domnul Dezbrăcatu, dar într-o nouă postură, o să vedeți imediat. O să mai avem vreo 2-3 materiale, se termină, durează foarte, foarte puțin. Hai să-i dăm drumul. Avem și final cu piesă. Și... Iată acum ce înseamnă să te grăbești când scrii. De exemplu, de la Antena 1 aflăm care este brețul Berii, dar și că el, campionul olimpic la Jocurile Paralimpice, s-a antrenat într-un picor. La România TV, gemurile sunt o adevărată problemă. Ele nu pot fi închise, dar pot fi mâncate. La Pro TV, Victor Pițurcă trebuie să-și facă un test, iar cum e scrisă Franța, nici nu ne putem pronunța, priviți. La Prima TV vorbește Maria Câmpina, aia cu papucii de aur, și ni se spune că e Marian Drăgulescu. Colon de Moroaia există soțul meu care a fost moștenirea lui. Din Bedemult. A avut o moștenire, o casă, și acolo a avut niște îngrijitori în casă și acolo s-a luat foc casa aceea în Dămoroaie. Priviți acum pe Andreea Mantea, deghizată de mama focului, cum se face singură curtezană, adică, mai pe înțelesul tuturor, o curvă cu ștai. Aș vrea să vă anunț că Mantea nu a putut veni la această nuntă, așa că o voi înlocui eu. Curtezana Andreea. Aviz tuturor nobililor cu bani. Curtezana Andreea, rudă cu Mariana din Galați, vă așteaptă. Cărți ceapa mătit. Iată acum pe noua mantea de la Acasă TV, Tanti Vandici, prezintă Cancan împreună cu același nene lovit de tramvai. Dacă mă pot ajuta colegii de la cameră, un V și un C sunt inițialele numelui dumneavoastră. Aveți pe cineva care vă face costume special? Corect, da. Serios? Da. Ce frumos!
Nu am mai întâlnit până acum. De asta sunt atât de surprinsă. Sunteți sigură? Da. Sau poate nu m-am uitat eu la reverul. Îl avem acum pe celebrul Gâdea. El bagă o glumă cu premeditare, cum ar spune Cațavenci. Mihai Răzvan Unguent, Ungureanu, scuzați-mă. Mamă, ce-a mai râs! Se referea de sigur la lista cu achiziții de protocol ale guvernului Ungureanu. Mai nou, nenea Ponta și-a tras ochelari maiba. Așa că toată lista de protocol a fostului guvern face cât bicicleta de pe nasul premierului. Dar să trecem la politicieni haioși. De exemplu, Piedone, care după ce se laudă temeinic la Cânalde, îl salută pe Sabah. La Sabah mă uit la știrile de seară. Mă uit pentru că altfel, are verbul altfel și mi-e și prieten, de ce să nu recunosc. Îi transmit salutări pe această cale. Profit și eu de ocazie ca să-l salut pe unul dintre cei mai iubiți primari din capitală. Păi da, maestră, îl saluți pe Sabah, că el te filma când îți clădeai renumele de Piedone, ce a fost trecut și în buletin. Cronica nu-l uită însă pe viteazul Sabah atunci când a dat de dracu. Și Mirca! Dacă te pune dracu, te decole acum. Băi, să nu dai la crepotaș, că se spart. Ia-ți mâna la cu. Dacă dai ca să dai la crepotaș, ia mama, dracu. Da, mi-aduc aminte vremurile alea când Sabah era om serios și nu se ocupa cu știri de-astea prostide, știi. Nu-i așa? Nu știu, băi, eu pe vremea aceea eram tânăr ionicer. Dar cine sunteți, vă rog, dumneavoastră? Cum cine? Cum cine? Nu mă cunoști? Suleiman Magnificul. Da, dar nu prea semănați, să știți, nu prea. Da, știți de ce? Pentru că am mâncat niște baclavale și mi-e rău. Ce se întâmplă? Eu, de fapt, sunt român. Am fost luat haraci de turci și dus la înalta poartă. De-aia acum îmi caut părinții. Hai, lăsați-mă, da, far. Și cum vă chema pe dumneavoastră când erați mic? Vă rog să ne spuneți. Prigoană. Minimus prigoană. Bine, stați liniștiți, să știți că părinții dumneavoastră s-au despărțit. Of. Mai bine căutați-vă o cadână la Next Top Model. Reîncepe emisiunea de real succes pentru iubitorii de frumos, Next Top Model. La preselecție s-au prezentat fete una și una, cam împiedicate, dar una și una. Cam împiedicat. Îl cunosc la televizor pe Cătălin. Am silicoane. Fată dragă, dacă ai silicoane, ești deja admisă. Asta pentru că nici concurență nu prea e. Poate doar din partea unor doamne bine de tot. Concurez pentru a fi model. Pentru a fi un exemplu pentru femeile de vârsta mea, la 54 de ani. Admirăm curajul dumneavoastră, totuși. Da, mi-am dorit de mult să fiu model, însă soțul nu mi-a dat voie. Fiind gelos, a spus, tu nu ai ce căuta acolo. Da. Numai că sunt de meserie, dar m-a destrat și natura să fiu așa. Cum? Așa cum sunt, suplă. Și frumușică, o leacă frumușică. Așadar, măi Cătăline, încep să ai succes la mame și bunici. Că vorba aia, fugit ireparabile de bus. Nu știi tu ce asta. Sunteți căsătorită? Sunt divorțată. Dar am un iubit de 12 ani. Suntem împreună. Câți ani are iubită? Câți ani are? E mai mic. Mai prospătură, așa mai puțin. Păi, dar bineînțeles, trebuie să o mențin, nu? Mă ajută foarte mult la frumusețe. Cum adică mă rezonă? Păi mă ajută, cu dragoste, cu mai multe. Dacă ar fi să se țină un Next Top Model pe bază de creier, câte concurente s-ar înscrie? Vreo două, trei, că restul nu știu să se înscrie. Dar vreau să vă arăt o chestie foarte importantă. Iată ce a ajuns la noi, un CV care a ajuns din greșeală. În loc să ajungă la Next Top Model, a ajuns la Cronica Cărcotașilor. Tânără 1,75, 54 de kilograme, 90-60-90, blondă, naturală, atrăgătoare, 23 de ani, licențiată în drept penal. E de penal, asta e clar, da? Așa? Master în comunicare, actualmente doctorat Oxford, fără vicii, simțul umorului, permis, auto, mașină, vând garsonieră, plec definitiv din țară. Bravo, și frumoasă și deșteaptă. Exact, băi, dar exact ca draga noastră colega Andreea. Ea n-a plecat, nu? Nu, doar el.
Bun, bine interviu Andreea Raicu și Virgil Ianțu. Nume: Raicu. Gătăianțu. Prenume: Andreea. Virgil. Locul și data nașterii: București, 18 iulie 77. Locul: Timișoara, 1971, zi istorică, 20 februarie. Căsătoriți, copii? Nu sunt căsătorită și nici n-am copii. Copii, dar încă necăsătoriți. Am o fetiță de 7 ani. Porecle din copilărie: scheletel, buze, buzărin, buzilă, din cauza buzelor, evident. Gătaie. Pentru că părinții mei mi-au pus silicon de când eram mică, să n-avem probleme. Când și unde ați debutat? Cred că prima oară am devenit așa o figură cunoscută în momentul în care am câștigat Elite Model Look, finala națională și un concurs la finala internațională în Coreea, în 1995. La 6 ani, liceul de muzică Ion Vidu din Timișoara, atunci am ieșit pe scenă prima dată cu vioară. Studii: facultatea de limbi străine, limbi și literatură străină. Am multe. Academia de muzică București, în final. Ce emisiune ați prezentat? Trebuie să aveți timp, că e o listă lungă de tot. Vrei să fii milionar? Copiii spun lucruri tăsnite. Big Brother, da sau nu, te crezi mai deștept, mobilul, calendarul anului. Ora 7 bună dimineața, Profession la ProTV. La prima, stil, reuniunea de clasă, totul pentru tine, Big Brother, Megastar, Miss Fata de la țară. Unde lucrați în prezent? La Prima TV și la andreareico.ro. Vrei să fii milionar, Canal D. Alegeți între Horia Brenciu sau Ștefan Bănică Junior. Cine și Ștefan Bănică Junior? Horia Brenciu. Ștefan Bănică Junior, atât știu. Acru sau dulce? Depinde la ce ne referim. Ambele. Acru, în principiu. Prima TV, Pro TV sau Canal D? Unde sunt acum, nu? Că de asta sunt acum, aici. Prima întâi a fost Prima, a urmat Canal D și, logic. Tudor Chirilă sau Cristi Chivu? Tudor Chirilă, mă întrebați pe mine, Tudor Chirilă sau Cristi Chivu? Amândoi au fost în viața mea, nu? Ia uzi. București sau Timișoara? București. Timișoara. Mare sau munte? Mare. Puțină mare, mult munte. Dacă nu ați fi avut carieră în televiziune, ce ați fi dorit să faceți? Mi-aș dori să fac mai multe lucruri, să fiu ori psihoterapeut, ori să lucrez într-o fundație sau în fundație și să ajut cât mai mulți oameni, copii și oameni în vârstă și copii. Mi-aș fi plăcut să fac actorie. Ați luat premii la TV Mania? La ce categorie? Nu, n-am luat premii la TV Mania niciodată. Am 7 premii TV Mania. Cea mai rapidă ascensiune, cel mai sexy, bineînțeles, acum de 10 ani. Unde ați petrecut ultima vacanță? În India. Australia. Caracterizați-i scurt pe Cristina Țopescu. Un om foarte cald și un bun profesionist. Un om foarte devotat. Marius Tucă. Incisiv. Un om foarte ambițios. Iulia Vântur. Sexy. Moldoveancă ambițios. Și frumoasă. Andreea Esca. Foarte bun profesionist. Impecabilă. Pavel Bartoș. Perfect pentru ce face. Foarte amuzant și spontan. Smiley. Zâmbitor. The nice guy. Ce mâncare vă place? Mâncarea tailandeză. Oricare, dar puțină. Întrebare pentru Andreea: Louis Vuitton sau Coco Chanel? Coco Chanel. Întrebare pentru Virgil: blonde, brunete sau roșcate? Poftiți? Blonde, brunete sau roșcate? Nu se aude, cred că e ceva cu sunet. Întrebare de la Andreea pentru Virgil: dragul meu, câte lucruri ai pierdut în ultimul timp, știind că ești un tip foarte, foarte împrăștiat? Anul ăsta, în afară de valizele lăsate prin aeroporturi, 3 perechi de ochelari. Întrebare de la Virgil pentru Andreea: cum ți-ai permis să pleci fără mine în India? Pentru că ai zis că nu vrei, că e prea murdar. Care este emisiunea TV preferată? Mai întreb, Cronica Cărcotașilor. Miss Fata de la țară. De ce? Cum de ce? Pentru că îi ador pe cei doi. Ați vrea să emigrați? Unde? Uneori da, uneori nu. Și dacă ar fi dat la New York? Nu vreau să emigrez. Melodia preferată? Gloria Gaynor, I Am Where I Am. Nu am. Fredonați. Nu. Am uitat, spiratorie. Cultură generală. În ce an a fost primul Big Brother în România? 2003. 2002. Răspuns corect, 2003. Vezi? Memorie bună. Care este capitala Australiei? Melbourne. I'm a Canberra. Răspuns corect, Canberra. Salutări pentru bebelușe. Hello! Catrinel, te pup. Salutări pentru cârcotași. Să ne vedem sănătoși la următorul interviu. Colegi și foști colegi, cum mai, mă, hai mă, Virgil, mă, nu mai ții minte melodia ta preferată, pa, și ali pe are, pa, să-mi aduc aminte cu Virgil, da. Cât am mai vorbit noi într-o seară, despre blonde, brunete, brunete roșcate, și, da, și atunci auzea foarte bine, în fine, să trecem peste și să le salutăm și noi pe bebelușele noastre cu celebrul de acum. Catrinel a plecat? A plecat, da. Cu celebrul de acum, dans.
Europa Mitică. Na, 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 este un moment foarte important în emisiunea noastră. Avem trebuie extragere? Să facem extragerea. Hai, Aline, hai! Extragerea! El este pentru Alin, aparatul foto. Este laptopul și concentrează-te, Mișu. La... Merge! Și ajunge la Mihai Lucian Roșu. Roșu, de bucurie, împărat. Te-ai înroșit la față de bucurie, roșule. Roșu împărat vei fi cu asistența. Felicitări. Asta are toate culorile. Nu știm de unde este domnul Mihai Lucian Roșu, dar știm de unde este următorul personaj. După nume s-ar putea să fie domnul Roșu din România. Următorul personaj, este din, sigur, din Pașcani. Uitați-vă. Haideți să vă arăt așa, înainte de a pleca cu trenul de acasă, uitați, vedeți geamul ăla unde e lumina aia stinsă, acolo am stat eu, la etajul 3, asta și la 4, la 4 era mai cald, cu borana 3, aici e graficul de circulație, dar asta e că eu nu merg cu autobuzul, eu merg cu trenul, mă duc la gară, că am acolo, am vorbit cu băieți, vă dați seama că eu nu o să iau bilet, că mă cunosc toți oamenii, am emoții mari. Doamnelor și domnilor, așa înainte de a pleca și vreau să vă mai arăt și eu așa chițile mele de suflet de aici din oraș. Doamna este din Italia cu soțul dumneavoastră, au venit în Italia special să îl vadă pe Gogu din Pașcan, să mă vadă pe mine și lângă mine în mod special doamna care mă știe de când eram vorba aia mic și am copilărit aici în oraș și mă lua de la grădiniță, prietenă bună cu mamica mea, doamna Bălansă, rămâna. Vreau să spuneți dumneavoastră tuturor celor care o să mă vadă la TV, cum am fost eu așa ca să știe despre mine, cum. Ba, eu am fost un copil foarte cu minte, la școală avea numai premiul întâi, nu făceam nicio gălăgie, nimic pe scara blocului. Nu cu fete, nu cu băieți. Nu, feste, băuturi, terase, nimic. Foarte, puteți să-l purtați la București. Încă o chestie foarte importantă, sunt cele mai frumoase fete aici la mine în Pașcani. Lângă mine, în stânga mea, este Mituța, Ana și Valentina, prietenele mele cu care am vorbit, m-am confesat, am vorbit. Aici, în incintă, noi seara mai ieșeam la o sămânță, la un suc și au auzit că pleacă Gogu din Pașcani la București și au vrut și ele să scoată așa câteva cuvinte, să... Nu-i corect, nu trebuia să pleci. Noi, dar m-au chemat la Cârcotaș, Ana. Ce, îți pare rău? Normal. De ce trebuie să pleci acum? Mă, dar eu mai vin să mă dau duminica, că... Poate eu să-mi iau și mașina, o să vă plimb cu mașina? Da, așa, nu? Da. Și vă dau o suc sau o bere? O bere. O bere, da. Mă, și mie îmi pare rău că plec, dar... Car, opri, ce car. O să merg cu trenul la București să ajung la Cronica Crăcotașilor, pentru că o să ajung vedetă. Mi-am pus bagaj, cele mai frumoase haine de aici din Pașcani, vă pupă Gogu din Pașcani și tuturor fetelor din București, tuturor fetelor singure. Vine Gogu din Pașcani! Haideți să vă arăt câteva lucrușoare pe care eu mi le-am luat, așa la recomandarea mamei. Mi-am luat spray, nu știu cum se pronunță la București, dar este un fixativ pentru a avea o pleată cât mai... ia uite că vine Dolhasca! Fii atent! Șefe! Ăsta-i Dolhasca! Mi-a luat hârtie igienică, știți eu. Am mâncat toată emoția, am mâncat niște prune de dimineață cu carne de lapte. Asta, când noi ajunge noaptea, poate vei avea și o șansă să ajung în noapte în club. Asta este o placă de păr pentru a avea o frează. Domnilor și domnilor, inegalabilul Gogu din Pașcani. Dacă doriți să-l mai vedeți în emisiunea noastră, să-l primim la Cronica Cârcotașilor. Nu vă ia cu minte, eu l-am cunoscut. Foarte bine. Plângea lumea de bucurie că ai plecat de acolo, de tristețe că ai plecat din Pașcani. Marea reacție a tuturor oamenilor din Pașcani. Uite-l, bă, pe Gogu din Pașcani, adică eram acolo. Ești de-al lor. Da. Tot de ai noștri sunt cei de la trupa Mandinga. Nu plecați, că îi ascultați. Concursul la cel mai ascultat radio din România, atenție, chiar cel mai ascultat radio din România, pentru că, domnii de la concurență, România e mai mare decât București. Ei bine, ia să vedem noi acum pe cine avem în platou, primul câștigător de la Kiss Cash, doamna, domnișoara, cum te cheamă? Noman El Jihan. Noman El Jihan! Bravo!
Iată de pe fly-urile lui Suleiman Magnificul. Roman, ce faci? Auzi, un diminutiv n-aveai la nume? Cum ți se... Lasă-mă pe mine, Mișu, te rog. Meraba, Nasus Elgihan. Arumen. Arumen. Ea a câștigat Beşbir Euro! 5.000 de euro, am zis. Da? A făcut un Alice Beric, domnule Zbrăcatu. Felicitări! Sperăm că o să asculți în continuare. Concursul abia a început. Aveți șanse să câștigați dacă participați. Felicitări încă o dată. Mulțumim foarte mult. Mulțumim de tot. Doamnelor și domnilor, chiar dacă nu au câștigat acolo, pentru noi, ei sunt câștigători. Câștigători. Formația Mandinga. Da, mulțumim. Mulțumim mult de tot. În primul rând, băieți și fată, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că nu ați câștigat Eurovisionul în condiții de criză, pentru că îți dai seama ce se întâmpla, de unde atâția bani, de unde sală să faci Eurovision. Deci felicitări! Mulțumim, ce să spun eu? Dacă ziceți mulțumim. Dar am găsit un loc unde se face Eurovisionul. Nu-i nimic, lasă. Uite, acum aveți timp să vă ocupați de piesa asta nouă a voastră. De piesa nouă, exact, cum spuneai, da? L-avem aici pe Papiciulo, l-am adus. Unde e Papiciulo? El e Papiciulo. Faci câte o piesă pentru fiecare membru din formație? Încet, încet, așa. Da, pentru tine care ar fi? Te pregătești sau fost el? Eu sunt Mamiciula. Da, ne bucurăm tare mult că la voi am lansat, la Kiss FM spuneați, de cel mai tare radio. Acolo am lansat și noi Papiciulo și vă mulțumim pentru susținere. De asemenea, clipul pe Kiss TV, așa că sperăm noi să poarte noroc. Eu sunt convins că o să fie o piesă cu noroc. Așa, așa, bine, te luăm în trupă! Aveți noroc că nu e la voi informație, domnul Dezbrăcatu, că e un mare noroc. Îți rămânește pe voi destul. Face ca vaca. Nu, are efecte, are și efecte. El are un defect. În fine, haideți să ascultăm piesa, Papiciulo. Și multă baftă cu piesa. Mulțumim. Thank you.
Ne revedem săptămâna viitoare la Cronica Cârcotașilor!